Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi este ora 7:25 dimineața. Nu vă luați după bord pentru că nu este corect. Este 7:25 dimineața și mergem către circuitul de la Academia Titi Aur ca să facem a doua zi în care învățăm frâne. Astăzi băgăm frâne noi, mai ceva ca pâinea. Învățăm să frânăm și să nu fim dobitoci, să punem frâne la maxim pe orice, pentru că poți să pici, bineînțeles. Dar noi asta învățăm, să nu picăm și să mergem responsabil, să ne perfecționăm, pentru că de asta se numește și cursul de perfecționare moto. Ieri am învățat câte ceva despre echilibrul motocicletei, despre echilibrul nostru, despre poziția în șa pe motocicletă pe curbe. Am mai dat câteva multe ture de circuit și m-am bucurat nespus de mult pentru acele ture de circuit, pentru că am învățat să-mi cunosc mai bine motocicleta. În ce fel? Ieri am învățat cum să stau pe motocicletă în timpul curbei, cum mi este mie comod, dar în același timp și corect. Am învățat câte ceva despre hardughia mea asta frumoasă roșie. Astăzi mergem la fel să o învățăm să frâneze bine. Motorul nu face nimic, noi facem totul, cum zicea și Răzvan. Dar dacă vreți, pot să vă las câteva lucruri interesante despre ce a spus Răzvan ieri, chiar acum în vlog. De data de YouTube, că ai văzut și ai încercat să înveți lucruri de acolo, cursul ăsta nu este un curs copiat, nu este un curs, eu știu, preluat din anumite surse și pus în practică. Este un curs efectiv făcut din experiențele mele, din locația pe care o avem, în care am adaptat, veți vedea, în astea 3 zile avem o groază de situații și încercăm să simulăm cam tot ceea ce înseamnă situații pe care le-am întâlnit, frânări, frânări în curbă, frânări pe evitare, abordare de viraje, atenție de stradă. Îndoim puțin mâinile, mâinile vor fi tot timpul puțin îndoite și, cum spun eu, folosim al treilea amortizor de față. Pe lângă cele două jambe pe care le avem ca și amortizoare, vom folosi mâinile întotdeauna ca pe un amortizor. Bumperi, gropi, tot ceea ce se va întâmpla. Uitiți-vă că dacă veți fi cu mâinile întinse, totul se transmite foarte repede către zona asta cervicală, ceea ce îți dă o stare destul de rea. Și atunci folosim mâinile, mâinile vor fi un pic îndoite. Privirea întotdeauna este în față, este foarte important ca în momentul în care vă puneți casca în cap. Am văzut de foarte multe ori în care oamenii își pun casca în cap, trag foarte bine de cască și ori o lasă prea jos, da? Pentru că simt că nu pot să respire sau pur și simplu așa simt ei că trebuie să facă și își trag foarte mult casca și partea de jos coboară și partea de sus coboară și ea și limitează câmpul vizual. Ne aflăm pe circuitul de la Titi Aur. Astăzi este a doua zi, facem încălzirea atât a motorului cât și a noastră. Din nou cele două ture stat jos pentru a ne încălzi gumele, după aia două ture legate cu o mână, după trebuie să facem două ture în picioare. O să mi se pare foarte amuzantă partea în picioare. Este interesant și treaba asta cu o singură mână, pentru că te ajută foarte mult la motocicletă, te ajută foarte mult să o înveți. Și intrăm în primul tur cu o mânuță. Facem un tur, după aia trebuie să mai facem unul tot cu o mânuță și după aia să stăm în picioare. Acum să-mi găsesc eu viteza la motocicletă. Cu a treia, cred că o să merg tot timpul cu a treia. Nu o să am voie să pun mâna pe... la stânga e mai nasol că n-am stânga. Dar aici lucrează foarte bine la treaba asta cu o mână. Lucrează foarte bine corpul, pentru că te înveți și o să ai încredere să te apleci cu corpul pe curbă și să-ți înveți ghidonul, cât trebuie să dai de ghidon, cât trebuie să ții de el. Și plus că apare partea aia de counter steering. Mai avem o tură cu o mânuță. Iar acum trebuie să ne ridicăm în picioare. O să mă apuce durerea de picioare din nou. Vezi cum lucrează picioarele în momentul în care stai jos. Vezi cum se duc genunchii, îți distribui greutatea altfel, pentru că dacă ți-o distribui de sus este mult mai
mai ușor să apleci motocicleta, iar asta te ajută, bineînțeles, să poți să ai încredere mai mult în tine, să te apleci mai mult pe curbe. Și în același timp încălzim și motocicleta, ne încălzim și pe noi pentru următoarele probe, aș putea să zic eu. Mai am o tură în picioare, schimbăm și o viteză. Mă doare spatele! Ce caterincă e! Și ultima curbă, care este cea mai largă. O să avem și sesiunea de anduranță astăzi, ultimul lucru. Adică o să dăm câteva multe ture, să vedem cât de obositor este. Le-am terminat și acum urmează celelalte exerciții. Astăzi o să învățăm foarte mult frânarea. Am începe să frânăm cu fața, motocicleta se va ridica. Ducem toată forța inițială pe care ne împinge de la spate, se va duce pe față și pierdem aderența de pe spate. Și atunci ce facem? Începem cu spatele. Asta înseamnă că fixăm, da? Ceea ce arăt eu este exagerat ca idee, dar asta se întâmplă. Da? Fixăm spatele și continuăm cu fața. Deci frânarea noastră nu va mai fi așa și se va opri, va fi așa și se va opri. Cum facem frânarea de urgență pe diferite suprafețe? Avem aici asfalt, avem beton elicopterizat și mai multe suprafețe, inclusiv în valuri acolo în dreapta. Am pornit. Și eu varianta cu două degete. Eu am o problemă, îmi prind tot timpul degetele, nu știu. De ce îți prind degetele? Asta pentru că, mă rog, ai un joc, dar este... L-am mai strâns eu. L-ai mai strâns un pic? Da. Ar trebui ea, strânge și fii atent. Mai e o chestie pe care am văzut-o la foarte mulți oameni. Țineți mâna prea în exterior. Țineți mâna pe manșon, că de-aia e manșon. Uh-huh. Da? Nu mai țineți pe partea asta. Acum, tu tragi ambreiajul, așa, atât, bagă în viteză. De să plece, nu? Ei, ia uite unde de să plece. De-abia mult mai departe. Uh-huh. Deci n-ai nevoie... Și dacă schimb și nu trag de tot, n-are nimica, nu? Dacă schimb viteza, nu, n-are nicio problemă. Doar un pic trebuie să-l ajuți. Ok. Și acum ce-am greșit? Acum ai venit și aș vrea în momentul în care închizi accelerația să pui și frână. Să fie momentul în care, pentru că cumva simulăm o situație de urgență. Mergi cu motocicleta și la un moment dat ți-a apărut ceva. Da. Deci lucruri de genul nu, n-ai cum să le faci în orașe, în sate, pe stradă. De aici este un loc ferit, un loc, cum s-ar zice, controlat. Și este mult mai bine dacă este un loc controlat, pentru că nu pățești mai nimica dacă pici, că nu dai de pietre, betoane și chestii de genul mari sau colțuroase. Aici este un mediu controlat, o zonă controlată și poți să înveți mult mai ușor. Poți să-ți înveți motocicleta mult mai bine ca să știi ce faci pe stradă. Te explică la fiecare ce a greșit sau ce trebuie să facă mai bine. Dacă trăgeai ambreiajul mai târziu puțin, da? te ajuta mult și minimum de frână de motor aia pe care o ai. Eu am reflexul să bag mâna în ambreiaj când am o frână de urgență. E normal să ai asta, pentru că se întâmplă destul de des să faci treaba asta, dar o să poți să scoți din calcul. Și ai făcut foarte bine că în momentul în care am dat drumul, spatele l-ai deblocat, dar ai continuat să frânezi. Bravo, hai. Acum este proba pe piatră cubică. Da, dragilor, intrăm și pe betonul ăsta ca gheața. Pe ăsta mi-e puțin frică, ce-i drept. Și pe asfalt, pe străzile noastre, dacă ar fi să merg pe unul de ăsta, mi-ar fi puțin frică. Haideți totuși să vedem ce aderență avem pe ăsta. Deja ai prins repede frâna de spate și nu mai mi-e teamă că o să o blochezi. Cum ai simțit-o scârțâit, da? Este auditiv, da. Senzorial, când se întâmplă, se blocheze roata. Adică auzi scârț, scârț, scârț în spate. Sau senzorial, în care se mișcă motocicleta, pur și simplu. Adică s-a blocat, da. Nu auzi nimic, dar simți că pleacă motocicleta. Atunci este clar că e blocat spate. Da. Și am văzut că suplinești imediat de blochezi. Asta e un lucru bun. Da.
Se blochează foarte, foarte repede, se blochează spatele pe acea suprafață. Extraordinar de repede, doar trebuie să piști puțin frâna de spate și, și s-a blocat. De asta mi-a intrat în reflex. În momentul în care simt că foarte puțin sau aud că fuge fundul, am reflexul să ridic piciorul și să lucrez eu singur ca om, ca un ABS, să fac așa cu piciorul. Ceea ce nu știu dacă este foarte bine, o să-l întreb. Mi-a zis că suplinesc treaba asta, adică nu o calc și rămân cu piciorul acolo, o calc, mai ridic, apăs treptat până se blochează, iar în momentul în care s-a blocat, iar ridic. Gen, nu este o trecere foarte bruscă să fac tot timpul numai așa, tare, încet, tare, încet, tare, încet. Deci, tot timpul mă duc ușor, se blochează, ridic, iar ușor. Și cred că asta este un lucru bun. Dar, Doamne, câtă diferență între asfalt și betonul ăsta pe care ne dăm acum. Well done, well done. Vezi că la final s-a blocat un pic roata de față. De obicei, pe suprafața asta o găsești și pe la șine tramvai și mai ales în supermarket, prin parcările de la supermarket. Uh-huh. Și acolo trebuie să te adaptezi imediat. Și cu mult nisip. Și cu mult nisip acolo. Exact, exact. Și trebuie să folosești foarte mult abilitățile pe care le ai să poți să frânezi în regulă. Uh-huh. Am închis camera prima dată, dar trebuie să vedeți, trebuie să vedeți asta. Aici te păcălește, e ușor, e vorba de asfaltul ăsta în valuri. Aici te păcălește și aici sunt valuri. Hai de pana mea. Cum face motorul? Și noi trebuie să punem frână pe alea. Vai, mămica mea. La 50 la oră, dacă treci prin alea, rămâi fără roți. Au, au. Mi-a dat-o. Abia aștept să văd cum e să punem frână. Acum facem niște ture de încălzire, bine, să cunoaștem valurile, să cunoaștem traseul totuși, pentru că sunt foarte dese. O să fie una dintre cele mai amuzante, dar și cele mai grele frâne. Sunt foarte curios să văd cum se simte o motocicletă pe astfel de denivelări în momentul în care pui o frână. Pentru că motocicleta, denivelările astea pur și simplu te aruncă. Și dacă te aruncă în alta denivelare și te prinde cu roata blocată, e nasol, pentru că șocul e foarte mare. Așa tare frâne, da, pentru că este terenul ciudat și atunci fii mai cum să zic eu, să copiezi toate zonele prin care treci. Uh-huh. Cu frâna? Da, sau? Cu frâna. Da. Fii să o ajuți, da? Cred că o să-ți trebuiască să strângi un pic jambele pentru că ți ajunge până sus, până aproape de capăt. Da? Ne vedem la Anduranță, adică facem foarte multe ture de circuit, câteva ture încet, după aia legate, câteva ture mai tare, ca să vedem cât de mult ne obosește și după aia, la fel, la sfârșit, facem câteva ture mai încet. Asta doar ca să vedem cum se comportă corpul nostru pe motocicletă în momentul în care tragem foarte tare de ea, cât de repede obosim. Asta ne interesează la Anduranță. Dragii mei, ceea ce facem noi acum este să ne arate trasa ideală pentru circuit, dar cu apucături de stradă. Facem două ture din astea, după care începe Anduranța. Ceea ce presupune Anduranța este să facem 5 tururi normale, 3 tururi foarte rapide sau puțin mai rapide, nu foarte rapide, astfel încât să nu forțăm foarte mult, să riscăm. Și 5 tururi după aia, la fel ca primele 5, mai încet. Astfel încât să vedem unde este limita noastră de comoditate în ceea ce privește oboseala pe motocicletă. Să vedem unde este limita aia de oboseală a noastră, ca să știm în momentul în care mergem la un drum lung când să ne oprim. A început Anduranța, avem 5 ture, sunt ultimul. Nu este o cursă, ci este un exercițiu pentru noi. Atenție, nu o luați niciodată ca pe o cursă. Este un exercițiu normal, ne dăm și noi pe circuită, așa că dacă
faceți cursul ăsta, o să vă lase să vă dați pe circuit. Așadar, dragi prieteni, asta a fost și ziua a doua. Mulțumesc că ați stat până la sfârșit și v-ați uitat din nou la acest videoclip al doilea din seria noastră de la Academia Titi Aur din cursul de perfecționare și siguranță în trafic. Nu uita să fii și tu un motorrider de pe www.motoridershow.ro. Le mulțumesc din nou celor de la Motocicleta Potrivită și Moto Emotion. Linkurile oamenilor le găsiți și în descriere, acolo găsiți și site-ul meu și multe alte linkuri folositoare de care ați avea voi nevoie, gen ce motor este sau răspunsuri la întrebări, toate le găsiți acolo în secțiunea de descrieri. Astăzi la Academie, în schimb, am exersat frânările pe diferite suprafețe ca să ne învățăm cu frânarea și cu gabaritul motocicletei noastre, să vedem cât de grea e, cât de repede oprește și așa mai departe. Mâine, în schimb, o să facem anduranță din nou, o să facem frânarea la viteză foarte mare, frânarea în curbă, dar și multe alte surprize pentru voi. Nu uita să dai videoclipul mai departe și altor prieteni ai tăi. Eu am fost Motorider, nu uita să accelerezi butonul de like, share și subscribe, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!